Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias și vom vorbi astăzi despre energia mecanică și, pentru început, despre energia cinetică. Spunem despre un corp că are energie dacă se mișcă mult. Și în cazul nostru, despre un copil putem spune că are multă energie. Din ce motiv? Păi acesta se mișcă tot timpul. În viața de toate zilele întâlnim energia sub diferite forme. Energie eoliană, energie solară. Forme de energie. Energie termică, energie nucleară, energie chimică, energie electrică, energie mecanică. Vom vorbi astăzi despre energia mecanică, așadar. Energia mecanică se poate împărți în energie cinetică sau de mișcare și energie potențială sau de poziție. La rândul ei, energia potențială poate fi energie potențială gravitațională și energie potențială elastică. Un corp aflat în mișcare poate transmite energia lui către obiectele aflate în zona lui de influență, în drumul său. Așadar, o minge poate răsturna toate aceste popice pe care le întâlnește în drumul ei. Energia unui sistem fizic ce depinde de masa sa, de poziție și de viteza acestuia față de un sistem de referință ales. Toată această definiție reprezintă energia mecanică. Energia mecanică este energie potențială, respectiv energie cinetică. Dar energia cinetică este direct proporțională cu masa corpului, cu pătratul vitezei acestuia, împărțit la 2. Așadar, energie cinetică au toate corpurile aflate în mișcare. Teorema variației energiei cinetice. Variația energiei cinetice a unui corp este măsurată de lucrul mecanic efectuat de forțele care au schimbat starea de mișcare a corpului. Așadar, delta EC egal cu lucru mecanic total care acționează asupra corpului. Delta EC fiind energia cinetică finală minus energia cinetică inițială. Și acum o sinteză. Energia mecanică se împarte în energie cinetică și energie potențială elastică, respectiv energie potențială gravitațională. Vă mulțumesc și vă asigur că fizica este frumoasă.